It starts with a simple gift. Filled with fun. Packed with love. Sit with prayer to children around our world. De peste un deceniu, Dorel Toma, președintele Fundației Centrul Creștin Calatis, poartă chipul lui Moș Crăciun. Întreg angrenajul împărțirii cadourilor către zona Dobrogei și Muntenia este mișcat prin voluntariatul pastorului din Mangalia și al celor ce îi se alătură, români, dar și străini. Cadouri din Anglia, Germania, Austria, făcute de copiii de acolo, le distribuim în România prin ONG-ul condus de mine. Tirurile din Anglia au început să sosească la Mangalia, acțiunea de descărcare fiind în toi. Micuții se vor bucura din nou de surprizele din cutiile multicolore trimise de prietenilor din Marea Britanie. Drumul darurilor de Crăciun în întreaga lume a început în urmă cu 25 de ani, fiind inițiat de organizația Punga Samaritanului. Proiectul Operations Christmas Child a distribuit în acest timp peste 8 milioane de cutii de pantofi pline cu cadouri pe care le-a livrat copiilor din peste 100 de țări ale lumii. Într-un transport sunt aproximativ 10.000 de cadouri, plus minus 500, dar în jur de 10.000 de pachete într-un tir, într-un transport. Noi administrăm anul ăsta 9 tiruri, 9 care merg în 10 județe din partea de sud-est a României. Familii din Finlanda, Germania, Anglia sau Austria strâng în cutii de pantofi, după o listă bine stabilită, rechizite, dulciuri, mici obiecte de îmbrăcăminte, pastă de dinți și săpunuri. În cazul în care mai încap și alte lucruri, cutiile sunt completate în centrele de colectare, hale enorme unde lucrează zi și noapte sute de voluntari. Ambalate în hârtii de culori vii, darurile sunt preluate de sutele de tiruri ce pornesc către țările de destinație. În 2014, în România a fost livrat, potrivit declarațiilor lui Dorel Toma, coletul cu numărul 1 milion. Sunt voluntari din ONG-ul nostru, Centru Creștin Calatis, de la biserica pe care o păstoresc în Mangalia, Biserica Speranța, dar și prieteni, tineri care au auzit că avem proiectul ăsta, s-au oferit să ajute. Bisericile din județul Constanța primesc cadouri din acest tir și le dau atât cazurilor sociale, grădinițelor și persoanelor care au într-adevăr nevoie de un cadou de Crăciun. Anul acesta vor fi oferite micuților din țară circa 250.000 de cadouri. Scopul principal al proiectului este acela de a aduce un zâmbet pe fețele micuților, care nu primesc niciun dar de Crăciun. De asemenea, fundația colaborează cu primăria Mangalia, cu unitățile de învățământ din oraș, dar și cu ONG-uri locale, toate instituțiile distribuind darurile de Crăciun.